Salutare! Iată că am ajuns și la episodul 3 din seria de cunoaștere aromaterapia pur și simplu. Este foarte important să știm care sunt modalitățile de utilizare a uleiurilor esențiale și, evident, cum să le folosim în siguranță, de la mic la mare. Așadar, haideți să vedem care sunt principalele modalități de utilizare a uleiurilor esențiale. Știm deja că sunt foarte renumite pentru diversele utilizări în viața de zi cu zi. Prin folosirea lor constantă, ele ne oferă multiple beneficii locale sau sistemice, influențând holistic sănătatea noastră, adică întreg corpul. Indiferent de metoda de utilizare aleasă, una dintre proprietățile lor extraordinare este că se absorb rapid în toate celulele corpului și susțin mecanismul propriu de autovindecare. Așa cum vedeți, în 22 de secunde prin inhalare, moleculele ajung în creier. În 2 minute se pot vedea în fluxul sanguin și în 20 de minute vor afecta fiecare celulă a corpului nostru. Uleiurile esențiale pot fi utilizate în principal prin cele trei modalități: aromatic, topic sau intern. Și pot fi utilizate astfel, nediluate și sunt semnalizate cu litera N, diluate obligatoriu, le vom regăsi cu litera D, sau diluate în caz de piele sensibilă, și aici se încadrează bebelușii, se încadrează persoanele vârstnice și toți cei care știu că au piele sensibilă sunt semnalizate cu litera S. Evident, cantitatea de ulei esențial, periodicitatea utilizării și modalitățile alese sunt specifice în funcție de vârstă, afecțiune, siguranță și precauții. Vom dezbate pe rând modalitățile de utilizare și o serie de exemple cum putem utiliza uleiuri esențiale, cum folosim idul de diluare și care sunt principalele măsuri de siguranță. Ca o reamintire, toate recomandările se referă doar la uleiurile esențiale cu grad terapeutic doTERRA, achiziționate direct de pe site-ul oficial, și vă fac această recomandare exact pentru a avea garanția produsului original cu toate beneficiile aferente, adică pentru sănătatea noastră fiecăruia. Haideți să vedem prima modalitate de utilizare a uleiurilor esențiale, care este de fapt și cea mai comună și cea mai ușoară. Utilizarea aromatică. Este o cale ușoară și sigură de administrare a uleiurilor esențiale, fiind foarte, foarte eficientă pentru multe situații, atât fizice cât și emoționale, deoarece ne vor impacta direct sistemul olfactiv. La ce ne ajută utilizarea aromatică? Poate fi folosită pentru a purifica aerul de bacterii, de virus, de agenți patogeni. Ne ajută pentru a reduce stresul și anxietatea. Ne pot susține sistemul respirator în caz de tuse, de alergii, de orice afecțiune a sistemului respirator. Ne ajută la calmare și pentru a avea un somn odihnitor. Ne pot îmbunătăți starea de spirit, pot promova concentrarea și ne stimulează evident și sistemul imunitar. Cum folosim aromatic uleiuri esențiale? Haideți să vedem câteva modalități. Evident, cu ajutorul unui difuzor cu ultrasunete, în acest fel, particulele de ulei esențial vor rămâne suspendate în aer câteva ore, fiind benefice pentru întreaga familie. Pot fi folosite inhalate direct din sticluță sau din palme. Pune una, două picături în palmă, freacă palmele și inhalează. Pot fi picurate pe un pandantiv sau o brățară de aromaterapie și folosite ca parfum. Putem să ne creăm un creion nazal cu aromele de care avem nevoie. Această modalitate este extrem de utilă atunci când avem congestie nazală sau în alergii.
Putem adăuga uleiul esențial într-un bol cu apă caldă și să inhalăm pentru a descongestiona căile respiratorii. Atenție însă, în acest caz, la utilizarea uleiurilor fierbinți și păstrați o distanță corespunzătoare. Putem picura din uleiuri esențiale pe perină, pe gulerul de la bluză, pe o eșarfă sau o dischetă de bumbac și să le folosim pe post de difuzor. Picură 2-3 picături de ulei esențial pe podeaua căzii de duș atunci când faci duș și bucură-te de aroma relaxantă sau energizantă, în funcție de ce ulei alegi. Poți pune ulei esențial pe bilele de uscare a rufelor și pune-le în uscător. Tot în acest fel poți să le folosești în dulap sau în pantofar. Amestecă apă sau alcool, ulei esențial într-un recipient de sticlă cu pulverizator și dispersează în aer cu rol deodorizant de cameră. Poți să-ți faci și parfum, uleiuri esențiale, în combinațiile dorite și poți folosi tot pe post de aromaterapie sănătoasă. Să mergem mai departe să povestim un pic de utilizarea topică. Este o metodă foarte eficientă și plăcută de utilizare a uleiurilor esențiale pentru toate vârstele. Deoarece au mase moleculare reduse și sunt solubile în lipide, pătrund ușor în piele. Odată ce sunt absorbite, rămân în zona unde au fost aplicate și oferă beneficii locale. Pentru a reduce probabilitatea apariției iritațiilor la nivelul pielii tinere sau sensibile, se recomandă utilizarea unui ulei purtător, precum uleiul de cocos fracționat, din care a fost extrasă fracția grasă. În acest mod vom dilua uleiurile esențiale atunci când le folosim. Dacă este pentru prima dată când utilizezi un ulei esențial, poți face un test pe pliul cotului. La început folosim cea mai mică doză posibilă, adică una, două picături. Deoarece fiecare persoană este unică, doza va varia de la o persoană la alta în funcție de greutate, vârstă și starea generală de sănătate. Evident, vom evita zonele sensibile, precum ochii, urechea interioară, zona genitală sau rănile deschise. În aceste locuri nu aplicăm ulei esențial. Unde putem aplica uleiurile esențiale topic? Pe tălpi, pe coloană sau în jurul buricului. În acest mod vom impacta întregul organism. Talpa piciorului este locul cel mai indicat de aplicare, mai ales pentru bebeluși și copii. Putem aplica pe punctele reflexogene sau în jurul urechilor, pe mâini sau tălpi. Sunt zonele corespondente terminațiilor nervoase și în acest mod vom impacta organe sau sisteme specifice. Putem aplica direct pe zona cu probleme, diluat atunci când este necesar, de exemplu pe abdomen, pe genunchi, pe gât, în funcție de situația care necesită echilibrare. Putem de asemenea aplica pe ceafă, pe frunte, pe tâmple sau la încheieturi. Pe pliul coatelor este o zonă foarte vascularizată care face legătura cu plămânii, pericardul și inima. Pe interiorul antebrațelor putem aplica pe zona inimii și pe zona plexului solar. Haideți să vedem câteva modalități de utilizare topică. Poți aplica diluat direct pe zona dureroasă sau afectată. De exemplu, pe cap, dacă ne doare capul, pe genunchi sau stomac. Pentru a susține întregul organism, poți aplica pe tălpi, pe coloană, în jurul buricului. O metodă foarte plăcută este cea a masajului. Și în acest caz, putem utiliza tehnica aromataci sau ne putem folosi de cartea Symphony of the Cells, Sinfonia Celulelor, pentru o eficiență maximă. Și acolo ne descrie aplicarea stratificată a uleiurilor esențiale pe fiecare sistem în parte.
Stratificare este procesul prin care aplicăm mai mult de un ulei esențial pe porțiunea cu probleme pentru a intensifica efectul și a grăbi timpul de refacere. După aplicarea primului ulei esențial, așteptăm cel puțin 30 de secunde înainte de a-l aplica pe cel de-al doilea. O altă modalitate este de a folosi uleiuri esențiale în apa de baie. Amestecă ulei esențial cu gelul de duș sau pune pe țară Epsom pentru o baie aromată. În cosmetică, ne putem crea propria cremă de față sau corp cu uleiuri esențiale, ne putem face un scrub, un parfum sau propriile produse de îngrijire personală. Trebuie să fim atenți și să respectăm întotdeauna ghidul de diluare și măsurile de siguranță și să știm că în caz acut aplicăm la fiecare 15-20 de minute, iar după ce scad simptomele, putem aplica la 2 până la 6 ore. Pentru cazuri acute, ne folosim de această metodă la fiecare 15-20 de minute, iar în cazurile cronice sau care sunt foarte vechi și necesită reechilibrare pe termen lung, vom repeta o dată sau de două ori pe zi, de regulă dimineața și seara. Haideți să vedem utilizarea internă a uleiurilor esențiale. Este cea mai potentă metodă de utilizare și pentru că ele în sine sunt foarte, foarte puternice, se consumă în cantitate mică, cu picătura. Evident, doar uleiurile esențiale 100% pure cu grad terapeutic se pot folosi intern. Atenție însă, aveți în vedere uleiurile esențiale sau blendurile doTERRA care nu se pot lua intern și respectați această măsură de siguranță. Verificați întotdeauna specificațiile de utilizare internă. Dozajul va depinde de vârstă, greutate și starea generală de sănătate a fiecărei persoane. Cum putem beneficia de efectele terapeutice prin utilizare internă? Haideți să vedem câteva modalități. Sublingual. Una dintre metodele de ingerare a uleiurilor esențiale este varianta sublinguală. Una sau două picături de ulei esențial puse sub limbă vor ajunge rapid în sânge și la creier, deoarece capilarele sanguine sunt superficiale în această zonă. Această metodă elimină metabolizarea hepatică și ajung direct în sistemul circulator, ceea ce înseamnă că o cantitate mare de constituenți vor ajunge direct în celule. Nu este recomandat să folosim această metodă pentru uleiurile esențiale fierbinți, însă citricele sunt foarte bune de luat sublingual, copaiba, frankincense și ele la fel. O altă modalitate este utilizarea lor în băuturi sau în miere. Adaugă uleiuri esențiale în apă, în smoothie-uri, în lapte, în ceai sau în alte băuturi. Atenție însă la concentrație, uneori este suficient o singură picătură. O altfel de modalitate este utilizarea lor în capsule vegetale goale, în care vom pune picăturile de ulei esențial după caz și se completează cu ulei vegetal de calitate, ori de măsline, ori de cocos, și apoi se înghit cu apă. E o metodă utilizată atunci când folosim intern mai multe uleiuri sau avem nevoie să ingerăm uleiuri fierbinți. Dacă nu vrem să le folosim în capsulă vegetală, doTERRA are și capsulele moi sau gelurile gata preparate, sau granulele, bidlețurile. Capsulele moi și granulele sunt ușor de înghițit și asigură o metodă facilă și convenabilă de utilizare a amestecurilor de uleiuri esențiale oriunde și oricând. Bidlețurile, de exemplu, sunt foarte ușor de folosit chiar și la copiii de la 5 ani în sus. În bucătărie, să știți că le putem utiliza și în bucătărie. Pentru că sunt ingrediente excelente,
Pentru deserturi, pentru paste, pentru sosuri, pentru dressing-uri. Putem înlocui mirodenile și ierburile proaspete sau uscate. Să nu uităm însă că sunt mult mai puternice decât mirodenile, fie ele și ierburile, fie ele uscate sau proaspete, așa că începeți cu o cantitate foarte, foarte mică. De exemplu, în cazul uleiurilor mai potente, gen oregano, rozmarin, cimbru, se recomandă administrarea lor cu ajutorul unei scobitori. Înmoaie capătul unei scobitori curate în ulei, apoi amestecă mâncare. Deci nu pune nici măcar o picătură, doar cât se ia pe capătul unei scobitori. Căldura va afecta proprietățile terapeutice ale uleiurilor esențiale. Din acest motiv, se recomandă să fie adăugate în lichide reci sau călduțe, în niciun caz în lichide fierbinți. Iar dacă le folosim în rețetele de mâncare, adăugăm după ce aceasta s-a răcit puțin. Dacă vă gândiți de la ce vârstă putem da intern copiilor uleiuri, să știți că asumat se poate da de la 3-4 ani, într-un spray de gât sau în miere sau bitlețurile, așa cum nu ne facem griji legate de antibiotice, dacă nu e prea devreme să le dăm, să știți că de ce ne-ar fi teamă de uleiuri și de natură. Oricum, uleiul esențial se regăsește și în plantele pe care le mâncăm și pe care copiii le primesc încă de la diversificare. Haideți să dezbatem un pic măsurile de siguranță în utilizarea uleiurilor esențiale de care chiar e nevoie să ținem seamă. Evident, nu aplicăm niciodată uleiuri esențiale în ochi, nas și urechi. Uleiurile fierbinți se diluează întotdeauna cu un ulei purtător, obligatoriu. Evităm expunerea la soare 12 ore după utilizarea uleiurilor fotosensibile. Uleiurile esențiale se folosesc intern doar dacă au astfel de recomandare și vă rog, verificați întotdeauna. Înainte de utilizarea oricărui ulei esențial, se recomandă să faceți un test pe suprafața pielii, pe pliul cotului, mai ales dacă vă știți cu piele sensibilă. În cazul în care apare disconfort sau iritație, aplicați peste un ulei purtător, niciodată apă. Nu îndepărta uleiul esențial de pe piele cu apă, deoarece acest lucru poate crește disconfortul. Așa cum am spus mai sus, aplicăm un ulei purtător. Ulei de cocos, ulei de măsline, ulei de susan, ce avem noi prin apropiere. Less is more. Adică, întotdeauna începem să aplicăm cantitatea minimă de ulei esențial și dacă nu are efectul scontat, atunci mai adăugăm. Dacă nu știți unde să aplicați un ulei esențial, puneți-l pe tălpi. De acolo va intra în circulația sanguină în aproximativ 30 de secunde și va ajunge unde are nevoie corpul. Sticluțele de uleiuri esențiale le păstrăm bine închise, pentru că sunt volatile și ne trezim fără ele. Le păstrăm departe de căldură sau lumină excesivă. Nu folosiți recipiente din plastic atunci când punem în lichide uleiuri esențiale. De exemplu, avem o sticlă de plastic de 500 de mililitri și vrem să bem apă cu lemon. Nu folosim sticle de plastic. Acestea vor interacționa cu substanțele petrochimice din plastic și evident că vor scoate toxinele de acolo. Putem utiliza însă sticlă, ceramică sau oțel inoxidabil. Așa cum am mai povestit, nu adăugăm uleiuri esențiale în băuturi fierbinți. Dacă vrem să le depozităm, le ținem în sticle de culoare închisă și cu dispozitive de curgere restrictivă. Dacă știți că în casă aveți animăluțe sau copii, le puneți departe de accesul lor. Cam acestea sunt principalele măsuri de siguranță de care e nevoie să ținem seama.
La pasul următor, dezbatem puțin ghidul de diluare al uleiurilor esențiale. De ce este nevoie de diluare? Diluarea este importantă din motive de siguranță, în primul rând, pentru a evita reacțiile cutanate, de exemplu iritații, sensibilizare, fototoxicitate, dar de asemenea să știți că oferă posibilitatea ca uleiul esențial să fie absorbit mult mai eficient în piele. Dacă folosim diluarea, să știți că nu se reduce eficacitatea uleiului esențial, în schimb se prelungesc efectele aromaterapiei, diminuând gradul de volatilitate al acestuia. Și evident că pot mări suprafața de absorpție atunci când avem nevoie să le aplicăm pe o suprafață mai mare. De ce factor ținem cont atunci când diluăm uleiurile esențiale? De vârstă. Da, la copii, la persoane cu piele sensibilă, la vârstnici, le diluăm întotdeauna. Uleiurile fierbinți se folosesc diluate obligatoriu. Ținem cont dacă persoana este gravidă sau alăptează, dacă are alte probleme de sănătate și, evident, depinde în ce caz utilizăm uleiurile. Acut, atunci când aplicările sunt scurte și puține, în diluții mai concentrate, sau cronic, când avem nevoie de aplicări pe termen lung și când ne bazăm pe picătura care sparge piatra, atunci vom face o diluție mai mare. Ca sfaturi utile, se recomandă să facem un test pe suprafața pielii înainte de utilizare și întotdeauna să începem cu o cantitate mai mică, adăugând mai mult dacă e necesar. Ce uleiuri purtătoare uzuale avem? Evident, uleiuri fracționate de la doTERRA, care nu pătează pielea și nici hainele. Apoi mai sunt ulei de migdale, ulei de avocado, ulei de jojoba, ulei de măsline, ulei de semințe de struguri, fiecare cu proprietățile lui și cu beneficiile lui. Care sunt uleiurile fierbinți? Aici vom consulta întotdeauna uleiurile fierbinți, uleiurile fotosensibile și cele care nu se iau intern. Uleiurile fierbinți sunt cele bogate în constituenți extrem de puternici, de exemplu fenolii, și se vor aplica topic întotdeauna diluate corespunzător sau se pot lua intern, dar doar în capsulă vegetală. Conform indicațiilor doTERRA, le vom găsi în categoria celor semnalizate cu litera D. Pentru copii și cei cu piele sensibilă, inclusiv uleiurile din categoria S trebuie diluate. Și rețineți, pentru siguranță, când utilizați pentru prima dată topic un ulei esențial, faceți neapărat testul de sensibilitate. În categoria uleiurilor fierbinți găsim casia, clou, scorțișoară, oregano, thyme. La cele din categoria S, care se diluează și pentru cei cu piele sensibilă, găsim black pepper, lemongrass, air, deep blue, eucalipt, on guard, mentă, metapower, wintergreen, passion, geranium, ginger, spearmint, forgive. Țineți cont de aceste sfaturi. Dacă am văzut cum stă treaba cu uleiurile fierbinți, haideți să vedem ce înseamnă uleiuri fotosensibile. Ele pot provoca arsuri sau pete la nivelul pielii dacă zonele pe care s-au aplicat sunt expuse la soare. Astfel că este indicat să ferim zonele corpului pe care aplicăm uleiuri esențiale fotosensibile de acțiunea directă a razelor ultraviolete. Aici mă refer și la lumina solară, dar și la saloanele de bronzat, pe timp de cel puțin 12 ore. Adică putem să ne dăm seara cu uleiuri fotosensibile și a doua zi să ieșim la soare. Însă nu mă dau acum și ies imediat la soare. Uleiurile esențiale de citrice sunt
cele fotosensibile și atenție chiar și la amestecurile de uleiuri esențiale doTERRA care conțin uleiuri de citrice. Dacă vrem să folosim uleiuri fotosensibile în perioadele însorite, acestea se pot aplica la nivelul tălpilor sau pe zone care nu vin în contact direct cu razele solare. De exemplu, în spatele urechilor sau acolo unde avem o haină pe noi. Citim eticheta produsului întotdeauna și informațiile despre fiecare produs utilizat ca să vedem dacă în compoziție intră uleiurile fotosensibile. Ce de reținut, uleiul esențial Green Mandarin nu intră în categoria uleiurilor fotosensibile. Pe acesta îl puteți utiliza oricând în siguranță. Dacă ne referim la uleiuri de citrice fotosensibile, avem aici bergamotă, grefuri, kumquat, lemon, lime, red mandarin, tangerine sau wild orange. Și amestecurile care conțin uleiuri esențiale fotosensibile. Știți că am povestit despre administrarea internă? Haideți să vedem ce uleiuri esențiale sau blenduri doTERRA nu se administrează intern. Și vă rog să verificați întotdeauna. Avem aici Adaptive, Arbovite, Aromatouch, Balance, Air, Cedarwood, Citrus Bliss, Claricalm, Cheer, Consol, Cypress, Deep Blue, HD Clear, Douglas Fir, Eucalypt, Forgive, Salubel, Intune, Motivate, Passion, Past Tense, Peace, Purify, Serenity, Terra Shield, Wintergreen, Whisper. Foarte, foarte multe blenduri de la doTERRA nu se administrează intern. Și la final vom vedea câteva precauții și atenționări în utilizare. Eu am numit aici doTERRA în siguranță și e bine să ținem cont de ele. Wintergreen-ul nu se folosește împreună cu anticoagulante și e recomandat să fie evitat în sarcină, alăptare, ulcer, hemofilie, hemoragii interne, vasculită, înainte de operații sau de naștere. Are și el acțiune anticoagulantă din acest motiv. Oregano se folosește intern maxim 7 până la 14 zile, apoi dacă e nevoie poate fi înlocuit cu thyme, pentru că utilizarea lui internă pe termen lung și constantă poate da hepatotoxicitate. Arbovite se folosește doar topic, maxim 14 zile, apoi se face pauză. Clary Sage nu se utilizează împreună cu alcoolul, pentru că dă coșmaruri. Citricele, așa cum am povestit mai devreme, se vor evita în zilele însorite și aplicarea lor pe petele maronii, melanoame, sau acolo unde avem cancer de piele. Tămâia. În cazul în care este cineva cu tratament citostatic, se recomandă întreruperea administrării înainte cu 3 zile și se reia după 3 zile. Și aici mă refer îndeoseb la administrarea internă. În sarcină se recomandă să evita utilizarea următoarelor uleiuri: Clary Sage, Iasomie, Wintergreen și Birch. În caz de hipertensiune, se folosesc cu precauție menta și rozmarinul. În caz de hipotensiune, la fel folosim cu precauție tămâia și ylang-ylangul. Atunci când vorbim de epilepsie, avem grijă la rozmarin, arbovite și wintergreen, iar în caz de afecțiuni gastrice, folosim cu precauție uleiurile fierbinți îndeosebi, clov, oregano, casia, scorțișoară și thyme. Mă refer tot la utilizare internă. Cam aceasta a fost lecția de astăzi despre utilizarea uleiurilor esențiale în siguranță și principalele modalități de utilizare a lor. Să fie de folos!